Războiul și națiunile mici. Odată, deasupra unei poieni, unde pășteau o oaie și un miel, un vultur se învârtea în cercuri, ochind cu înfometare mielul. Și cum era gata să se prevale și să-și înhațe prada, un alt vultur apăru și se năpusti asupra oii și a mielului cu aceeași intenție înfometată. Atunci, cei doi rivali au început să se înfrunte, umplând cerul cu țipetele lor fioroase. Oaia se uită în sus, cu mare uimire, și se întoarce către miel și îi spune: "Ce ciudat, puiule, că aceste două păsări nobile se înfruntă. Nu e oare cerul destul de mare ca să încapă amândouă? Rogu-te, micuțule, roagă-te în inima ta ca Dumnezeu să facă pace între cei doi frați ai tăi înaripați." Și mielul se rugă. Caclil Ciprian.